referit la faptul că ați fost privat de eventuale șerpuire ale nitrite la... Dumneavoastră, ca antrenor cu mare experiență, vă rugăm dacă puteți să intuiți, să oferiți niște explicații pentru care el a fost în afara lotului, explicații tehnice. Bine, explicațiile tehnice nu sunt. Atunci, dacă dai explicații tehnice, trebuie să iei în considerare, cum să spun, performanțele sportive sau evoluția sportivă a jucătorului respectiv, iar aici nu prea ai ce echipe să-i găsești sau ce minusuri să-i găsești. E un jucător care la echipa lui de club a jucat foarte bine, a avut meciuri în care a fost în prim plan și cu gol și cu pase și așa mai departe. Deci are niște reușite pe planul ăsta sportiv. Dar eu zic că a întâlnit mai mult dialogul ăla care a fost între ei, cu diferentul, nu știu ce a fost între ei, pentru că nici nu pot să... M-am auzit și eu de acel... Păi, noi nu mai am auzit, domnule Cârțu, dar noi am văzut pe față cum Mohamed Salah i-a răspuns lui Jurgen Klopp, dar pentru Klopp, Salah a rămas un titular, chiar și după acel dialog în văzul întregii lumi. A rămas un jucător pe care l-a îmbrățișat cu dragoste la despărțire, adică în fotbal se mai întâmplă niște astfel de lucruri. Dar de regulă chiar cu Salah, cu Mitriță, cu astfel de jucători de mare personalitate și de mare valoare ți se întâmplă să mai ai astfel de dialoguri. E greu de interpretat, adică ca să dai niște explicații, nici nu vreau să mă gândesc eu ce a gândit sau să-mi explic ce a gândit Iordănescu cu, eu știu, neconvocarea lui. Treburile lui, el acum se vede, este pe un anumit piedestal și consideră că tot ceea ce decide este exact ceea ce trebuie și nu acceptă nimic comentarii sau... Așa că vorbim degeaba. Dar zic că a greșit. Asta pot să spun la acest lucru, că a greșit prin ființa asta, că la urmă arăt că suntem o țară care avem la dispoziție nu știu ce fotbaliști foarte mult de tipul ăsta care să disluce astfel, care să intre pe combinații și astea. Este cel mai eficient fotbalist din campionatul României în actualul sezon. Dacă însumăm golurile cu pasele de gol și cu loviturile de la 11 metri obținute, este cel mai eficient fotbalist din campionatul României. Un campionat din care am luat mulți jucători. Este. Dar, vă spun, a cântărit mai mult tot ceea ce a disputat asta, care a avut loc în anumit moment. Asta e explicația. Au trecut și 2 ani de atunci, adică de la acea... Și a cerut într-un fel, el a ieșit public, deși nu știm ce a fost, el a spus acum câteva săptămâni, domne, îmi cer scuze, sunt alt om, mă simt. Dar chiar îl simțim în joc că este un alt om, pentru că este un lider adevărat. Plus că nu e important ce relație ai tu cu un jucător, important e ce ți aduce acel jucător echipei naționale, că nu este naționala ta, este naționala întregii națiuni, nu contează relația pe care o ai tu cu un jucător. Noi gândim în felul ăsta, dar știi cum e când realizezi un obiectiv la care nimeni nu prea spera, îți creează atâta putere și... Domnule Cârțu, ok, stați un pic. Nu contestă nimeni performanța remarcabilă de a califica echipa. Dar totuși, cum adică nu speram? Era totuși cea mai accesibilă grupă posibilă, doar aia pe care am avut-o pentru Euro 2016 a mai fost la fel. Și apoi
Niște circumstanțe, chiar niște și așa. Niște circumstanțe, sigur, care au ajutat foarte mult. Israel a trebuit să joace în afara țării, Belarus a trebuit să joace în afara țării. Vedeți? Adică, cum adică... Ăștia se uită. Ne-a uitat. Cum să nu putem spera să ajungem la un turneu final în care jumătate din Europa... Sigur că nu negăm că este o performanță, dar totuși este vorba de jumătate de Europa și de asemenea grupă. Păi atunci ce mai ziceam de vremurile dumneavoastră, când trebuia să ajungi la un turneu final cu 8 echipe și aveai în grupa preliminară campioana mondială Italia, Cehoslovacia, Suedia și așa mai departe. Și gândește că exact ce a spus, jumate din echipe din grupă au jucat pe teren de urmă cu tine. Da. Este. N-am. Statul nu e nimic de explicat după mine. E clar că e un orgoliu, o reacție a unui orgoliu și s-a cerbat și fără să... Pună, eu știu cum vorbim toți acum, domne, că să punem un palat de interesul echipei naționale, ce jucători avem la discuție, dacă împărți, când a putea să ne folosim de calitățile lui Mitrită, nu, să fie toate și decizia. Dar pentru mine unul nu este o surpriză, dacă vă aduceți aminte, eu am mai fost întrebat de multe ori în intervențiile care am avut la televiziune și am spus de atunci că nu cred niciodată nu-l va... Universitatea Craiova are un meci important acum în compania Universității Cluj, în barajul pentru Conference League. Cât de afectat, pentru că jocul limitiță este foarte important pentru Craiova, inclusiv în această partidă, cât de afectat credeți că va fi în joc Alex Mitiță de această situație? Nu știu, dacă el e un tip... puternic, așa, nu cred că... Deci el nu cred că s-a așteptat foarte mult, așa. Poate ar fi fost o surpriză dacă l-ar fi chemat, așa că eu cred că el este... Domnule Cârțu, s-a făcut lotul de 26 de jucători. El în ultimele partide a reușit lucruri remarcabile. Adică eu cred că avea toate motivele să spere. Eu nu spun că nu... El știa și el că, eu știu, decizia trupelă a lui Iordănescu, că e greu să și-o schimbe. Eu pe ideea asta am spus. Nu că n-ar fi sperat sau nu că n-ar fi avut ideea că, dom'le, sunt bun și pot să fac parte din lotul. Nu. Iar el o să demonstreze, probabil. Eu zic, duminică e cea mai bună metoda așa de a plăti această decizie a lui Iordănescu, să arate, să joace, să facă un meci. Și sunt convins că îl va face, pentru că el este un tip important pentru echipă și chiar a fost așa conectat pentru toate partidele care le-a avut echipă. Păcat că n-a fost susținut și de alții. Atunci n-am fi jucat barajul ăsta, am fi fost cel puțin pe locul 2, dacă nu mai sus. Luis Munteanu, în privința lui, cum vi se pare decizia de a lăsa în afara lotului? Și asta e. Mie îmi place copilul ca fotbalist. E chiar un atacant. Băi, eu nu prea am văzut lotul ăsta. N-am fost curios să-l citesc. L-am primit așa, am trecut, am avut altceva. Nici ăsta nu este luat, copilul? Nici Luis Munteanu nu e luat, da. Incredibil. Înseamnă că nu-ți place, dar ce nu-ți plac fotbaliștii care... Dacă nici ăsta nu arată atacant de calitate din asta cu... Păi nu are nimeni. Și știți că play-off-ul este cea mai tare parte a campionatului, că atunci te bați cu celelalte echipe bune, plus că play-off-ul este cel mai apropiat de turneul final. Ca din punct de vedere el acum a arătat în acest play-off că este cel mai al modului în care e ținut în priză ca fotbalist. Da. Și el chiar în acest play-off de dinainte de Euro a arătat ca fiind cel mai bun atacant din fotbalul nostru. Da. Nu e niște anomalii. Dar spus, bine, din punctul meu de vedere, nu există un atacant în România care să aibă știința de marcări și al combinațiilor. Cum el e Luis Munteanu, eu aș fi mers pe
clar pe mâna lui, mai ales că e și un jucător tânăr pe care poți să ți-l câștigi și pentru eventualele calificări sau eventualele meciuri care vor veni. Nu, e, nu-l înțeleg. Chiar tot așa, dar 26 de inși plus niște accidentați. Nu, la 28 de inși nu au prins lotul acești doi băieți. Bine, o să fie 26 acolo, dar vorbesc de niște accidentați care au dispărut din lotul ăsta și care... Da, Moruțan, Screciu. Moruțan, Screciu și tu până la urmă să nu poți să faci loc la...